Psalmul 119, așa cum știm deja, este o serie de meditații asupra Cuvântului Dumnezeu, asupra importanței Cuvântului și este împărțit în strofe de câte 8 versete la care ne-am uitat împreună până acum la primele două, acum suntem într-a treia strofă și fiecare strofă vizează cuvântul lui Dumnezeu și realitatea cuvântului lui Dumnezeu în viața credinciosului dintr-o perspectivă puțin diferită sau arătând aspecte diferite ale cuvântului lui Dumnezeu și a vieții credinciosului. Și în această seară vrem să privim la aceste 8 versete, la versetul 17 și la versetul 24, și să slujească pentru noi ca și o meditație, o cercetare înainte ca să mergem înaintea Domnului în timpul nostru de rugăciune, în timpul nostru în familie, cu motivele noastre, cu cererile noastre, cu mulțumirile noastre, cu laudele noastre la adresa lui Dumnezeu. Psalmistul începe în versetul 17 printr-o afirmație extraordinară, zicând, fă bine robului tău cu viață, dăruindu-i viață și robul, ca răspuns, va păzi cuvântul lui Dumnezeu. Expresia aceasta, fă bine, ar putea fi tradusă, poartă-te cu bunăvoință sau cu har. Aici nu este vorba de un fel de troc în care psalmistul vrea să spună că dacă Dumnezeu îi face anumite binefaceri, el atunci va asculta, ci este limbajul care se folosește atunci când un copil vorbește cu tatăl său. Și bunăvoința care este descrisă aici este acea bunăvoință a unui tată față de copilul său. Este într-adevăr o cauză și un efect între harul vieții care îl primim de la Dumnezeu și realitatea că acel har și acea viață produce o ascultare, produce o dorință de a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Viața este un har indiscutabil, este un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu. Harul vieții fizice, dacă vrem să vorbim așa, este un har de care toți beneficiem. Niciunul dintre noi și nicio persoană de pe fața Pământului nu trebuie să fie în viață. Nu este o condiție, o necesitate ca să existi. Universul acesta care l-a creat Dumnezeu ar fi mers înainte și fără tine. Simplul fapt că existi este un har, un dar din partea lui Dumnezeu. Biblia ne învață că acest dar ne obligă la ascultare. Prin faptul că am fost creați de Dumnezeu, prin faptul că ne-a dus în viață, prin faptul că ne păstrează în viață, prin faptul că suntem făpturi create de El, Biblia ne învață că noi îi datorăm ascultarea noastră. Toți oamenii datorează ascultarea lor înaintea lui Dumnezeu. De aceea este evident pentru noi că nu este vorba de un fel de schimb aici în care psalmistul îl condiționează pe Dumnezeu. Pentru că toți oamenii datorează ascultare față de Dumnezeu fără excepție. De ce? Pentru că deja au primit un har deosebit de mare, harul vieții fizice. Au fost creați și sunt păstrați în viață de Dumnezeu. Cu atât mai mult, harul vieții spirituale necesită o răspundere și produce o răspundere a ascultării. Viața spirituală nu doar că ne face responsabili de ascultare, asta o au toți, responsabilitatea. Viața spirituală ne face dornici și capabili de ascultare. Asta este diferența între viața fizică și viața spirituală. Viața fizică ne obligă la ascultare, viața spirituală ne face dornici și ne face și capabili ca să ascultăm de voia lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, harul vieții și mai ales harul vieții spirituale, vedem că produce ascultare, produce un răspuns în ascultare. Dacă Dumnezeu își revarsă harul peste noi, harul vieții spirituale,
Răspunsul este că noi vom păzi cuvântul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu în toate instanțele trebuie să ne motiveze la ascultare. De aceea Scriptura ne îndeamnă și să privim că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Simplu fapt că ești în viață în această seară te îndeamnă la pocăință. Dar cât de ușor, cât de ușor, fraților, este să nu mai fii în viață. Dimineața când meditam pentru clipele înainte de biserică, eram acasă, în liniște, și am primit un mesaj de la fratele Sam. Mi-am avut un accident de mașină. Asta poate să însemne orice. Dar nu știi cine e mai în viață, cine nu e mai în viață, cine e sănătos, cine nu e mai sănătos. Simplu fapt că încă respiri, simplu fapt că încă Dumnezeu te menține în viață, te îndeamnă la pocăință, te îndeamnă la un răspuns față de harul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu atât mai mult, harul vieții spirituale, faptul că Dumnezeu ți-a dat și te păstrează în viață duhovnicească, în viață spirituală, ar trebui ca să te motiveze la pocăință, să te motiveze la ascultare. Cred că John MacArthur zicea la un moment dat, nu există niciun motiv pentru care n-ar trebui să mă trezesc mâine și să fiu necredincios. Niciun motiv. Niciun motiv. Oricare dintre noi, dacă am fi lăsați la puterile noastre, dacă am fi lăsați la starea noastră naturală, să ne ducem pocăința până la capăt, n-am rezistat o zi. Faptul că zi după zi ne trezim la lumina zilei și ne trezim credincioși, ne trezim cu viața duhovnicească pulsând în noi, este un îndemn la pocăință, este un îndemn la ascultare. Priviți cum se identifică psalmistul. Se identifică ca și rob. Ca și rob. Fă bine robului tău. Robul este unul care își datorează viața stăpânului. Robul este unul care tot ceea ce are trebuie pus în slujba stăpânului. Noi deseori, ca și creștini, ne raportăm nu ca și robi față de Dumnezeu și de multe ori ne raportăm ca și angajați față de Dumnezeu. Avem o mentalitate de angajați față de Dumnezeu. Doamne, ți-am dat astăzi câteva ore. Mi-am făcut norma. Ce mai vrei? Răspunsul este totul. Pretenția stăpânului de la rob nu sunt 8 ore pe zi. Este totul, da? Toată viața robului este a stăpânului. El dispune să facă cu viața robului tot ceea ce vrea el. Și noi am compartimentat cumva viața noastră și spunem, ok, 8 ore este pentru job, 8 ore este pentru plăcerile mele, 8 ore, deja s-au dus orele. Dumnezeu nu vrea o parte, Dumnezeu vrea totul. Dumnezeu nu este angajatorul nostru, El este stăpânul nostru, El este creatorul nostru. El are pretenții asupra întregii noastre vieți și trebuie ca să realizăm lucrul acesta. Dacă te deranjează imaginea aceasta, dacă te deranjează imaginea aceasta de a fi robul lui Dumnezeu, probabil că viața spirituală nu este în tine. Pentru că nu-l cunoști pe stăpân. Dacă l-ai cunoaște pe stăpânul acesta, ai vrea să fii robul lui. În Biblie erau robi care în momentul în care erau eliberați, o sea anul eliberării, de bunăvoie alegeau să rămână robi. Și erau însemnați ca și fiind robi pe viață de bunăvoie, din dragoste pentru stăpânul lor. De ce? Deși erau eliberați, deși nu mai datorau absolut nimic, pentru că cunoșteau după acei ani de zile petrecuți sub stăpânirea stăpânului lor și îl iubeau pe acel stăpân. Se gândeau, nu există un loc mai bun, nu există un stăpân mai bun. Ca tare vreau să rămân aici, sub această stăpânire. Creștinul când aude că Dumnezeu este stăpânul nostru și noi suntem robii Lui, nu este ceva care ne repulsează, este ceva care ne atrage, pentru că cunoaștem pe acest stăpân. Nu există stăpân mai bun.
Nu există alternativă mai bună. Chiar și noi, chiar și noi am fi stăpâni mai răi pentru noi, da? Cineva zicea că atunci când ești antreprenor, ai cel mai rău șef. Tu ești cel mai rău cu tine însuți, da? Dacă noi am fi lăsați ca să fim stăpâni peste viețile noastre, ar fi infinit mai rău decât a fi robii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Biblia ne spune că există doar două variante, doar doi stăpâni. Ori ești rob al lui Dumnezeu, ori ești rob al Satanei. Ca atare, ce bine este, ce veste bună este că prin harul vieții spirituale ni se face onoarea, ni se dă privilegiu de a fi robi al lui Dumnezeu, de a ne devota viața, de a ne canaliza toată energia, toată voința noastră, toată afecțiunea noastră înspre a îndeplini scopurile stăpânului nostru. Apoi vedem că acest har al vieții spirituale vine și cu alte componente și cu alte binecuvântări. De parcă n-ar fi suficient că am fost luați dintr-o stare de moarte și aduși la viață, vedem că și alte handicapuri ale noastre spirituale sunt rezolvate. Suntem mutați dintr-o stare de orbire spirituală într-o stare de vedere spirituală, într-o stare în care ochii noștri sunt ochii ai credinței și pot să perceapă lucrurile duhovnicești. Suntem mutați dintr-o stare în care nu puteam să vedem slava lui Dumnezeu și nu puteam să vedem minunăția lui Dumnezeu și lucrurile duhovnicești revelate de Dumnezeu erau ceva străin pentru noi, într-o stare în care putem să percepem și să prețuim aceste lucruri. Psalmistul spune în versetul 18, deschide-mi ochii ca să văd minunile din legea ta. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 2, că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege. Oricât de inteligent ar fi, oricât de mult studiu ar face, nu le poate înțelege, nu le poate percepe, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește, spune Apostolul Pavel. Omul natural are o incapacitate. Poate sta să citească Biblia zi și noapte. Cunoașteți oameni, nu? Cunoașteți oameni care în mod sistematic, religios, au citit Biblia în fiecare zi. Primul lucru care l-au făcut, dimineața s-au trezit și au deschis Scriptura și au citit din Scriptură. O viață întreagă. Și ajung la adâncă bătrânețe și nu au viață spirituală. Și nu au mântuirea. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este eficace atunci când Duhul lui Dumnezeu dă viață, atunci când Duhul lui Dumnezeu dă capacitate de a vedea, de a percepe, de a înțelege minunile care se află în legea lui Dumnezeu. Biblia nu este ceva automat, nu este ceva mistic. Doar că ai citit-o, gata, automat își face efectul. Dumnezeul cel suveran trebuie ca să sufle din Duhul Său peste tine. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, în felul următor. Descrie starea oamenilor care sunt morți în păcat. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este ascunsă, este acoperită pentru cei ce pierd, ale căror minți necredincioase le-a orbit Dumnezeul acestui viac. Problema nu este o incapacitate fizică, este o incapacitate morală, o incapacitate de a judeca lucrurile duhovnicește. Mințile noastre sunt necredincioase și sunt orbite. Ochii noștri văd. Noi putem citi Scriptura, noi putem auzi proclamarea cuvântului. Noi putem merge la biserică, noi putem fizic să facem aceste lucruri, da? Dar este nevoie de o reînnoire a minții noastre, a sufletului nostru. Cum? O transformare dintr-o stare de necredință, de orbire, de moarte spirituală, într-o stare de viață, de credință, de vedere spirituală lucrată de Duhul Sfânt. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, spune Apostolul Pavel, ci pe Iisus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca și robii voștri datorită lui Iisus. Și acum Pavel descrie minunea harului Dumnezeu. Dumnezeu care a spus
să lumineze lumina din întuneric. A luminat și în inimile noastre, pentru a ne da lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu, strălucind pe fața lui Iisus. Altfel spus, deschiderea ochilor spirituali este o manifestare de putere divină de aceeași magnitudine cu creația. Asta este mesajul Apostolului Pavel. Dacă astăzi tu vezi slava lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu vezi slava lui strălucind pe fața Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a acționat în viața ta cu aceeași putere, cu aceeași magnitudine care a fost necesară să dea naștere acestui univers. Când Dumnezeu a spus să fie lumină, din nimic, din întuneric, și a fost. De ce? Pentru că nu. Același material, ba mai mult, nu numai că n-a fost nimic în tine, a fost numai stricăciune, a fost numai moarte. Este un act creativ, un act prin care ești luat din această stare de moarte din cauza păcatului și ești adus la viață, ești făcut o făptură nouă. A transforma minunea Harului prin care cel orbit spiritual, cel mort în păcat, ajunge să vadă slava lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, într-un proces uman și naturalistic, într-o ascensiune intelectuală pur și simplu banală, în care îi spui omului că el trebuie doar ca să înțeleagă și să fie de acord, este un afront. Un afront la lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat în viața fiecărui om care vede slava lui Dumnezeu prin Evanghelia sa, în cuvântul său, prin Evanghelia sa predicată. Poți predica omului și poți ca să-i dai Biblia să citească până la venirea Domnului. Dacă Dumnezeu nu intervine ca el să vadă, ca el să aibă ochii credinței necesari să perceapă slava lui Dumnezeu, el rămâne în întuneric. Dacă astăzi vezi minunile din legea lui Dumnezeu, dacă astăzi cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește, dacă astăzi Hristos pare minunat, frumos, de dorit, este pentru că Dumnezeu în harul său ți-a dat această vedere spirituală. Nu este pentru că tu ai studiat mai mult, nu este că tu ești mai inteligent, nu este că tu ești diferit decât alți oameni, nu este că ai vreun merit. Este că Dumnezeu a spus să fie lumină în inima ta. Este pentru că Dumnezeu s-a îndurat și ți-a dat ochi ca să vezi, ți-a dat o inimă care să bată pentru El. Harul acesta este un motiv ca să-i mulțumim lui Dumnezeu toată viața noastră și toată veșnicia. Apoi vedem că harul vieții spirituale produce harul vederii spirituale. Și aceasta produce o viziune asupra vieții, o perspectivă asupra vieții care este unică creștinului. Uitați cum descrie psalmistul perspectiva sau viziunea lui asupra vieții pe acest pământ. Versetul 19. Eu sunt doar un străin pe pământ. Nu-ți ascunde de mine poruncile tale. Psalmistul se identifică ca și unul care, deși este aici pe pământ, el nu aparține acestui pământ. El nu este din lumea aceasta. El a fost strămutat din împărăția întunericului, împărăția luminii. El are altă cetățenie. El este străin și călător. Și ne amintim de Evrei capitolul 11, unde cei care sunt numiți eroii credinței sunt desemnați ca și fiind străini și peregrini pe acest pământ. Toți aceștia, ne spune autorul către Evrei, au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe și le-au salutat și au mărturisit. Au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau, doreau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Noi suntem străini și călători în această lume și de multe ori uităm această realitate. Am devenit așa de comozi
în această lume. Ne place aici, ne-am creat condiții aici. De aceea câteodată e bine ca Dumnezeu să ne scuture un pic condițiile. Să ne amintească că lucrurile nu sunt chiar așa de frumoase aici pe pământ. Și că dacă îți frumoase este că El a îngăduit ca să fie frumoase. Dacă avem binecuvântări este că El a dat binecuvântări. Harul Mântuitor ne dă viață, Harul Mântuitor ne dă vedere spirituală, Harul Mântuitor ne dă o nouă identitate, suntem robi al lui Hristos, iar toate acestea produc o nouă perspectivă asupra vieții. Nu mai poți privi viața cum ai privit-o înainte ca să ai viață spirituală. Nu mai poți ca să privești viața înainte ca să ai vedere duhovnicească. Nu mai poți privi viața ca și înainte când erai rob al satanei. Acum ai o nouă perspectivă. Un nou filtru prin care vezi viața ta pe acest pământ și anume, acum vezi că ești doar un străin pe pământ. Copilul lui Dumnezeu privește lumea aceasta într-un mod total diferit. Pentru creștin, viața aceasta este doar un popas temporar, într-un loc străin. Asta nu este casa noastră, asta nu este patria noastră. Fiecare dintre noi avem cel puțin o dublă cetățenie, cea din tâi fiind a cerului și apoi cea românească. Unii avem și triplă cetățenie, da? Dar cea mai importantă pentru creștini este a cerului, este cetățenia noastră cerească. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi, cei care suntem cetățeni ai cerului, acum în această popăsire aici pe pământ, în această călătorie temporară, cuvântul lui Dumnezeu sunt scrisorile scrise de acasă. Sunt veștile care ne-au fost trimise de acasă. Și nu putem să nu le citim din nou și din nou și din nou. Imaginați-vă dacă ați fi departe de casă. Și singura metodă prin care ați putea primi vești de acasă, ați putea primi un cuvânt de acasă, ar fi printr-o scrisoare. Și ați primi scrisori de acasă, de acolo unde sunt cei dragi. Cât de mult ați prețui acele scrisori. Cât de mult ați cugeta asupra celor cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, cei străini și călători aici pe pământ, sunt scrisorile lui Dumnezeu sosite de la Tatăl nostru, de acasă, de la casa noastră cerească. Prin ele, prin ochii credinței, vedem țara cerească care ne așteaptă. Vedem pe Tatăl care ne așteaptă cu brațele larg deschise ca să ne întoarcem acasă. De aceea din nou și din nou ne întoarcem privirea asupra lor, ne întoarcem gândirea asupra lor, cugetăm, studiem. Pentru că ochii noștri nu sunt pironiți pe acest pământ și sunt pironiți pe ceruri. Dorim ca să fim din nou acasă. Această perspectivă, această preocupare a creștinului, a omului care are viață, care are vedere spirituală, care are o viziune nouă, o perspectivă nouă asupra vieții, va schimba radical, esențial, elementar felul în care trăiești viața. Creștinul care are o inimă schimbată, dar care trăiește viața în același fel ca toți oamenii pe acest pământ, este un oximoron, este o contradicție în termeni. Nu există așa ceva. O viață nouă, o vedere nouă, o perspectivă, o viziune nouă asupra vieții va produce un stil de viață total diferit. Va schimba radical felul în care trăim pe acest pământ. Dacă ești robul lui Dumnezeu, dacă înțelegi această identitate, vei căuta să trăiești pentru stăpânul tău. Așa de mult dorim despre țintele noastre, despre dorințele noastre, despre scopurile noastre. Așa de puțin creștinii mai vorbesc astăzi despre ceea ce stăpânul vrea de la noi, despre ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Creștinul nu este preocupat ca să-și facă treaba lui pe acest pământ, ci să împlinească voia lui Dumnezeu pe acest pământ. Asta schimbă radical. Te vei trezi mâine dimineață și nu te vei gândi, ok, cum să-mi fac eu treburile ca să-mi iasă mie planurile. Te vei gândi, care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Care este mandatul meu pe acest pământ? Ce am de împlinit eu pe acest pământ astăzi? Cum pot eu ca să slujesc stăpânului meu astăzi? Dacă ești străin și călător, vei investi puțin
pentru viața de acum și mult pentru cea viitoare. Pentru că știi că nu vei fi aici pentru veșnicie. Pentru că știi că nu este aici casa ta. Asta este o realitate. Eu locuiesc într-o casă acum care nu este a mea. Am harul ca să locuiesc în ea. Este un har și o binecuvântare. Și aștept să mă mut într-o casă pământească care va fi a mea. Știți ce evit să fac? Să investesc foarte mult în casa aceea care nu este a mea, din care o să plec în curând. Acum, când sunt chestii absolut necesare, le fac, n-am ce face. Dar tot timpul mă gândesc, măi, dacă fac asta, imediat plec. Și unde investesc mai mult? În casa în care o să mă mut. Este același lucru pentru creștini. Casa aceasta pământească, pământul acesta, viața aceasta este temporară. Și noi căutăm să investim în casa cerească. Acolo unde mergem ca să fim pentru veșnicie. Știți ce fac emigranții când sunt plecați într-o țară străină? Muncesc și trimit banii acasă. Acasă. Cei mai mulți care se duc temporar, da? Discutați, unii ați fost. Se duc un an, doi, trei, în Spania, în Anglia. Și trăiesc vieți, că în România erau boieri, comparat cu cum trăiesc acolo. De ce? Că toți bănuții strâng și trimit acasă, pentru că ei vor să se întoarcă acasă. Ei sunt doar într-o călătorie. Ei doar merg acolo ca să-și facă treaba și să se întoarcă acasă. Așa suntem și noi. Noi suntem străini și călători. Asta nu este casa noastră. Noi nu trebuie să investim aici. Noi trebuie să investim în ceruri. În Matei 6, Domnul Iisus Hristos ne spune în felul următor. Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Unde îți adun comorile depinde de perspectiva ta. Depinde de inima ta, depinde de înțelegerea ta, depinde de cum vezi lucrurile. Notați ce spune Domnul Iisus în continuare în Matei 6. Ochiul este felinarul trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, altfel spus, depinde cum vezi lucrurile. Da? Ce vezi, ce percepi, ce ți se pare de dorit, care e perspectiva ta asupra vieții, va impacta toată viața ta, tot trupul tău. Dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și va desprețui pe celălalt, nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Să traducem în termen modern, nu poți sluji lui Dumnezeu și materialismului. Nu poți investi în patria, în casa cerească și în același timp în lucrurile lumești. Nu poți. Înseamnă asta că nu ne trăim viața de zi cu zi aici? Înseamnă asta că nu avem nevoie de un acoperiș deasupra capului nostru? Nu! Dar perspectiva noastră, prioritățile noastre sunt diferite. Întotdeauna trebuie să ne străduim ca să îndeplinim scopurile cerești. Întotdeauna trebuie să ne mobilizăm ca să investim în lucrurile duhovnicești. Acestea care sunt necesare de zi cu zi, ne spune Scriptura, că Tatăl nostru știe că avem nevoie de ele. Și ne le dă ca și un tată iubitor. Din păcate, noi de multe ori ne strofocăm pentru lucrurile acestei lumi și nu ne gândim la casa cerească. Am impresia că mulți dintre noi o să ajungem în ceruri și casa încă va fi în construcție. Domnul, n-ai strâns nimic. S-a turnat fundația. Cam atât. Evident, Dumnezeu se va îngriji prin harul Domnului Iisus Hristos. Este doar o imagine să vă gândiți unde investim. Unde investim? Viața spirituală, care este un har, ochii spirituali, care este tot un har de la Dumnezeu, o perspectivă cerească, care transformă radical viața noastră și vedem că toate acestea la oaltă produc încă ceva, și anume o stare
de suflet. Există o schimbare interioară de suflet. Sufletul nostru este totalitatea, da, o definiție a dicționarului, totalitatea proceselor afective, intelectuale și voliționale ale omului. Ceea ce simți, ceea ce gândești și ceea ce voiești. Da? Asta este sufletul tău, este persoana ta, identitatea ta. Psalmistul ne spune că sufletul nostru este radical schimbat atunci când harul vieții este o realitate în noi, atunci când avem ochi spiritual și percepem pe Dumnezeu și slava Lui din cuvânt și atunci când această percepție ne transformă perspectiva vieții noastre, sufletul nostru este schimbat. Da? Ele sunt total schimbate de Dumnezeu și afecțiunile noastre și gândirea noastră și voința noastră sunt total schimbate de Dumnezeu. În primul rând, știm că în momentul regenerării există o transformare radicală, instantă de la moarte la viață și asta implică o schimbare a sufletului nostru. Afecțiunile noastre sunt instant schimbate. Dumnezeu care părea ceva care este de nedorit, acum este cineva fără de care nu mai putem trăi. Este viața noastră, este tot ceea ce ne dorim. Gândurile noastre sunt schimbate, de aceea nașterea din nou, mântuirea, venirea la credință este descrisă ca și metanoia, ca și înnoirea minții. Ai nevoie să gândești altfel și acea gândire vine doar prin lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Voința ta este schimbată, pentru că El este Cel care dă o nouă voință pentru a înfăptui faptele bune care le-a pregătit mai dinainte. În niciun fel, dacă El nu ar înnoi sufletul nostru, nu am avea această voință, nu am avea aceste afecțiuni. Ele nu vin de nicăieri din lăuntrul nostru în mod natural. Și în momentul regenerării există radical, instant, o transformare a sufletului nostru de la moarte la viață. Apoi există o prelucrare continuă a Duhului Sfânt în care sufletul nostru este atins, este schimbat în mod progresiv. Și dacă luați cumva lanțul acesta, momentul incipient este momentul în care am primit viață și vedere. Apoi, prin această viață și vedere, ajungem ca să avem o nouă perspectivă. Cum? Folosind ochii spirituali, privind la lucrurile duhovnicești, aplecându-ne asupra cuvântului Dumnezeu, căutând să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând care este identitatea noastră. Ce se întâmplă? Perspectiva vieții noastre se schimbă. Și asta produce schimbări în viața noastră. Practic, începem și trăim după ceea ce am văzut, prin credință. Cu cât trăim mai mult și cu cât vedem mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu cât sufletul nostru este schimbat mai mult. Vrei să ai un suflet transformat din ce în ce mai mult după cuvântul lui Dumnezeu? Citește cuvântul, studiază cuvântul, împlinește cuvântul, trăiește cuvântul, ordonează-ți viața în mod radical după cuvântul lui Dumnezeu. Priviți starea sufletului care are privirea ațintită spre Dumnezeu. Psalmistul spune în versetul 20, sufletul mi se topește de dor după judecățile tale tot timpul. O dorință fierbinte pentru cuvântul lui Dumnezeu să produce în viața credinciosului atunci când el își ordonează viața, atunci când el își îndreaptă privirea asupra cuvântului lui Dumnezeu și atunci când o pune în practică. De ce? Pentru că pentru credincios, cuvântul este metoda harului prin care intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Nu ne place cuvântul lui Dumnezeu doar așa că este o operă literară fantastică, deși este. Și pentru că este instrumentul divin prin care noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Este metoda prin care, prin lucrarea Duhului Sfânt, întreținem o relație la distanță cu Dumnezeu la ora actuală. Este singura metodă. Altcineva care crede că sunt alte metode se înșală. Nu există alte metode. Da? Nu poți doar să stai tu undeva în colț, zen, să meditezi și să crezi că intri în comuniune cu Dumnezeu. Trebuie ca să comunici cu Dumnezeu. El trebuie să-ți vorbească și El vorbește prin cuvântul Său. Cuvintele Lui trebuie ca să intre în inima ta și să-ți schimbe inima. Și de aceea, pentru noi cei care avem
Privirea țintită spre cer, sufletul nostru se topește de dor după judecățile tale. Practic, cum se manifestă asta? Plecați sau plecăm de aici în această seară și începe și numărați orele până miercuri. Câte mai sunt? Wow! Se întâmplă? Se mai întâmplă, dar mai rar poate. Exemplu, se întâmplă dacă știi că pleci în două zile într-un concediu, să-ți numeri orele, nu? Nu. Mai avem 48 de ore și mergem la plaje. Mai avem 24 de ore și plecăm la plaje. Și ți-i dor după plaja aceea care ai experimentat-o și ai văzut ce frumos a fost anul trecut. Pentru credincios, sufletul se topește de dor după cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu el intră într-o comuniune mai strânsă cu Dumnezeu. Apoi observați că există o permanență a acestei dorințe. Tot timpul sufletul se topește de dor. Nu este așa, băi, odată pe an mi se topește și mie sufletul de dor. Nu, tot timpul mi se topește de dor. De ce? Pentru că vreau să fiu tot timpul în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că tot timpul vreau părtășie. Pentru că vreau ca să-mi vorbească tot timpul. Gândiți-vă la momentele incipiente a relației voastre înainte de căsnicie. Cât timp ați petrecut vorbind unul cu altul? Poate unii puțin. Cei mai mulți vorbesc foarte mult. La un moment dat, cunoscut tineri care se suneau unul pe altul și lăsau receptorul deschis și nu spuneau nimic, numai să se audă cum respiră. Nu închide. De ce? Pentru că vroiau ca să fie aproape unul de altul. Dumnezeu vrea să ne vorbească și ne-a lăsat cuvântul său ca să ne vorbească și noi stăm departe de multe ori de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul nostru nu se topește de dor după cuvântul lui Dumnezeu tot timpul. Psalmistul încheie strofa aceasta printr-un portret de contrast între cele două persoane. Între persoana care a beneficiat de harul lui Dumnezeu, persoana către care Dumnezeu a avut bunăvoință, persoana care are viață spirituală, care are o vedere, are ochi duhovnicești, persoana care are o perspectivă de viață spirituală, persoana care are sufletul înnoit, a cărui suflet tânjește Dumnezeu, în contrast cu cei care, nu, cu omul natural, cu omul păcătos. Priviți, versetul 21 și 22. Tu-i mustri pe cei îngânfați, pe cei blestemați, pe cei ce se rătăcesc de la poruncile tale. Îndepărtează de la mine ocara și disprețul, căci eu păzesc mărturiile tale. Copilul lui Dumnezeu, ne spune psalmistul, suferă și ei ocară și dispreț din partea acestei lumi. Este o realitate inevitabilă. Dar această suferință este una temporară. Și mai mult decât atât, ei se bucură de dragoste și de acceptare din partea lui Dumnezeu. Pe când cei necredincioși, deși de multe ori se pot bucura de acceptare din partea acestei lumi, suferă disprețul și ocara lui Dumnezeu. Versetul 23 și 24. Voivozii sau prinții stau și vorbesc împotriva mea, dar robul tău cugetă la orânduielile tale. Mărturiile tale sunt desfătarea mea, sunt sfetnicii mei. Cei răi să sfătuiesc împotriva copiilor lui Dumnezeu. Ei stau și cugetă la cum să facă rău celui credincios. Inima lor este plină de răutate și de ură. Cel credincios se sfătuiește chiar cu Dumnezeu prin cuvântul său. Dumnezeu este sfetnicul lui. Dumnezeu este desfătarea lui. Dumnezeu este consilierul lui. Inima lui este plină de bucurie și de pace și de liniște, chiar în mijlocul ocării, chiar în mijlocul persecuției. În cele din urmă, credinciosul duce o viață mai bună aici pe pământ, chiar în lipsuri, chiar în încercări, credinciosul are o perspectivă total diferită asupra vieții și credinciosul așteaptă ziua în care ceea ce acum vede prin ochii credinței, casa cerească, împărăția lui Dumnezeu, într-o zi a vedea pe Dumnezeu față în față, într-o zi va fi acolo.
Pe când necredinciosul, care poate se bucură pentru o clipă acum, dar până la urmă nici acea bucurie nu este foarte profundă și reală. Trăiește în întuneric și pleacă de pe acest pământ spre o veșnicie de întuneric și de chin. Ce har din partea lui Dumnezeu în această seară pentru noi cei care avem viață, pentru noi cei care avem lumina duhovnicească în ochii noștri, pentru noi cei care avem o perspectivă nouă pentru viața noastră, priorități noi, dorințe noi, pentru noi cu sufletul înnoit, ce har și ce dar nemeritat care Dumnezeu l-a făcut față de noi, pur și simplu pentru că El a privit cu bunăvoință. Dumnezeu, ca să ne ajute să prețuim acest dar și să trăim în lumina Lui. Amin.